Potrivit legii, de la 1 ianuarie, autoritățile ar fi trebuit să efectueze controle și să aplice amenzi proprietarilor de câini care nu și-au sterilizat animalele, nu le-au microcipat și nu le-au înregistrat oficial. Primăria Brăilei, în loc să treacă la sancțiuni, a preferat să organizeze periodic campanii de sterilizare și microcipare gratuită. Nu a avut însă niciun efect asupra populației care deține unul sau mai mulți câini, chiar dacă totul a fost gratuit. Am dat, cred că anul ăsta, nu știu să spun câta campanie de sterilizare este, dar este. Ne-am dus în cartierele orașului. Ca să spun așa, eu sunt, nu sunt foarte mulțumit sau chiar sunt dezamăgit de numărul de cetățeni care au venit să sterilizeze câinele, repet, gratuit, nu ni s-a cerut niciun ban. Și în condițiile în care știi că ești pasibil de o anumită amendă după aceea. Edilul a spus că în cele din urmă va începe să dea amenzi pentru că situația în care s-a ajuns nu mai poate fi tolerată. Eu cred că trebuie să ne intrăm până la urmă și cu amenzi, pentru că eu constat că în continuare apar pe stradă câini, căței mici care nu sunt căței străzi, pentru că ei se văd cum arată ca atare. Sunt născuți în curțile oamenilor și oamenii îi aruncă pe stradă. Proprietarii de câini riscă amenzi între 2.000 și 5.000 de lei dacă patrupedele lor nu sunt sterilizate.